Salutare și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Cred că știți ce zi e astăzi. Nu, nu e doar joi 10-a, 12 -a este ziua în care ne calificăm. Nu, nu, nu vorbesc de CFA, vorbesc de Rapid Viena, în care mergi cu molde și cred că dacă îi bate o să ne, califică, o să se, o să ne calificăm. <fie> nu, glumeam, e vorba despre CFR normal de tot de ai noștrii care au nevoie de o victorie împotriva lui Young Boys astă seară de la 7 5 5, fără 5 la voi. <laughs> ar trebui să încetez cu gluma asta, dar nu. La mine este doar 6-5-5 când începe meciul. Ha! Stop it! Get some help! Oricum, nu sunt gluma la o parte, hai să, hai să ne uităm puțin la schimbări. Vine de ac într-un final care ar trebui să-i ajute pe cei de la CFR, apăraia, revine și apăraia veste bună, Doamne ajută, odată Dumnezeu, revine și Vinicius. Avem și un mijloc decent, Itu Djokovic, pe un care nu știu cum va juca la mijloc, dar în fine. Deci echipa Bălgrădean, sus și Burcă, Vinicius, Camora, până aici totul bine, echipa clasică. Apoi Itu Djokovic și pe un puțin schimbat mijlocul, în mod normal era Djokovic, e că adică din vremurile de gloi erau Djokovic, Bordeanu și și nu mai știu cine era. Ideea e că echipa nu arată rău, arată mult mai bine față de meciurile cu Roma, față de, practic, că toate meciurile din uh, grupele Europa League de anul ăsta. Young Boys, apar n-am la ce mă uit, la echipa lor. Recunosc aici Suleimani, recunosc un Fasnacht, Ebiș, atacanții ăștia africani. Dar în afară de asta nu prea ne spune mult Young Boys Berna decât că e o echipă care e constantă și de multe ori sau fiecare an este în grupele Europa League cum este și CFR-ul de 2 ani. Young Boys a fost și în Champions League mai mult de atât, nu doar Europa League. Ceea ce CFR-ul încă n-a reușit de când a început să culeagă titluri așa una după alta, trei titluri. Dar poate, Adică la anul nu cred, nu o mai văd, pe ce fără să câștige titlul, adică anul ăsta, dar mă rog. Jucăm în deplasare și a... efectiv al doilea site pe care intru și spune că FastNah nu joacă. Primul... Două site-uri am verificat și eu și deja se contrazic. Superb. Ia, care știe e mai nouă? 10 de ce? naiba au fost publicat asta în 10 de decembrie la ora 23.30. Nici măcar nu e ora 11.30, what the fuck. What the În fine. Poate sunt eu, poate nu înțeleg eu ceva, dar <gântu> -i> nu e ok. Și știrea asta de la DigiSport e de azi deci probabil că s-au mai schimbat lucrurile, s-ar putea ca cei de la DS GSP să fie cei care au de date. dar mă rog, nu contează, vedem oricum atunci. Clasamentul grupei, Young Boys 7 puncte, noi 5 puncte cu un golaveraj teribil, dar dacă îi batem nu mai contează golaverajul pentru că o să avem 8 puncte și oricum nu era criteriul principal de departajare pentru că criteriul de departajare era, era, o meciuri directe, practic. Și cum am făcut un egal cu ei la Cluj și dacă i-am bate la Berna, suntem, suntem calificați oricum, dar este o misiune grea. La fel și pentru Rapid Viena care trebuie să câștigem față fața lui Molde. Acasă cred că joacă. Dar probabil nu vă interesează. Young Boys Band are o echipă care nu valora atât de mult cât mă așteptam, mă așteptam să valoreze mai mult. Dar oricum, este mai mult de dublu decât cfr -ul. Da, o echipă cu un jucător cotat la 7 milioane. Oricum, jucătorul cotat bine, o echipă tânără, față de CFR care e plină de jucători în vârstă, mai puțin Itu și câteva, câțiva alți jucători. Va fi greu, nici nu știu ce să zic de meciul ăsta, deci nu vreau să fiu pesimist, dar sincer eu nu văd să... ca fel o să treacă mai departe de data asta. Au prea multe probleme în momentul de față și nu îi văd să poată să reușească să treacă. Dar de-abia aștept să mă contrazică. nu am mai văzut de mult pe Bile n-am mai văzut de mult Mania, adică Mania am văzut fundaș central, la, mă rog. N-am mai văzut mulți jucători, ci pe an nu l-am mai văzut de nu știu când, da. Oricum, să sperăm că echipa asta, chiar dacă este, nu este favorită în acest meci, chiar dacă CFR-ul nu este favorită, să sperăm că va putea să îi învingă pe cei de la Young Boys și să ne calificăm în primăvara europeană, să-i vedem și la primăvară jucând în Europa. Da, restul nu contează efectiv ce face Roma cu SSK Sofia, treaba lor efectiv nu ne interesează. Important e ca noi să câștigăm, totul depinde de noi și da, să sperăm că vom reuși să ne calificăm. Da, hai ce fere. Cam atât cu acest video, nu uitați acolo de un like și un subscribe și da, hai ce fere, nu nici nu mai știu, asta e tot. Hai ce fere! Sugeste de video în stânga, sugeste de video în dreapta abona vă aici, oricare ar fi alegerea de video. Enjoy!